Asociația Județeană de Minifotbal Mehedinți găzduiește în premieră în Drobeta Turnu Severin în perioada 12-14 iulie campionatul național de minifotbal All Boys, eveniment finanțat de Consiliul Județean Mehedinți. Peste 300 de jucători de la echipe din întreaga țară își vor arăta măestria și experiența pe baza sportivă Drobeta de la Podul Grui și pe baza sportivă de la Pădurea Crihala. Consiliul Județean Mehedinți și Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin organizează în perioada 12-14 iulie 2019 campionatul național de minifotbal Old Boys, destinat jucătorilor de fotbal amatori de peste 40 de ani. Evenimentul se anunță unul spectaculos, mai ales că se vor întrece numai puțin de 20 de echipe cu 300 de jucători. Meciurile vor avea loc pe două baze sportive, Drobeta aflată în incinta liceului numărul 4 de la Podul Grui și pe baza sportivă din incinta Pădurii Crihala. Consiliul Județean Mehedinți finanțează evenimentul, iar în acest scop președintele Aladin Georgescu și președintele Clubului Sportiv de Minifotbal Drobeta au semnat astăzi contractul. Și primarul Marius Creciu sprijină evenimentul, municipalitatea punând la dispoziție bazele sportive și tot ceea ce este necesar bunei desfășurări a unui eveniment sportiv de asemenea anvergură. Este o obligație pentru noi să fim o gazdă bună, să susținem acest eveniment, motiv pentru care la nivelul Consiliului Județean am luat decizia să alocăm o sumă consistentă pentru buna organizare, pentru a-i găzdui și pentru a arăta că suntem ospitalieri și pentru a ne promova județul în rândul celor care vor participa la această competiție. Și în același timp îi mulțumesc lui Marius Creciu, primarul Severinului, pentru faptul că pune la dispoziție organizatorului terenurile pe care să se desfășoare această competiție. Activitatea minifotbalistică la nivel de federație are un istoric destul de bogat. 15 ani în aceste demersuri pentru a crește această disciplină a însemnat foarte mult. Avem un istoric foarte bogat, de 7 ori România, să zicem, suntem campioni europeni. Primele 4 echipe clasate la finalul competiției primesc licența de participare la MF Mini Football Masters Plus 40, care va avea loc în Italia la Rimini. Meciurile de fotbal sunt programate pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică pe teren sintetic în cele două locații puse la dispoziție de primărie.